Discuția dintre Andrei și Irina mi s-a părut chiar de comun acord. Acum Andrei în live încerca să o dea la întors, spunând că de fapt lui nu i-a făcut plăcere, că nu-l interesează părerea Irinei și cred că face acest lucru pentru a nu o deranja pe Simona. Pentru că Irina chiar spunea că după ce i-a spus gata, nu-ți mai spun. Nu mă mai bag, Andrei a insistat să continue conversația și chiar era interesat de părerea acesteia sau de cum se vede din exterior. Acum, în live, n-a mai fost de aceeași părere, a dat-o ca și cum el nu ar fi vrut, ar fi fost împotriva voinței sale această discuție, dar era nepoliticos să se ridice și să plece. De fapt, e posibil ca Andrei să se teamă să nu o piardă pe Simona. Probabil a investit ceva sentimente, s-a atașat de ea și își dorește să ajungă la pasul următor, să formeze o relație. Mă gândesc că e posibil să spere că lucrurile nu vor fi așa mereu și că Simona va deveni o persoană mai caldă și interesată de el.